Trebuie să vă zic așa că așa este. Suntem aici la cel mai important proiect politic de la 1989 încoace. Noi am trecut în Basarabia prin foarte multe încercări. Am crescut într-o familie unde de foarte mică știam că limba este română și grafia trebuie să fie latină. Tatăl meu citea cărți românești, după care le ascundea. Știam exact că ceva nu e bine în regimul care era. Întotdeauna știam, deci, că acolo unde istoria o învățăm, eu am învățat istoria de la bunicii mei. Ambii bunici, din partea mamei și din partea tatei, au fost deportați. Fiecare are istoria sa. Deci, în 1989, mi-am amintesc cum, studentă fiind, am început să facem, să colectăm niște semnături pentru trecerea la grafie latină. Era un proces firesc și un proces ca limba română să fie limbă de stat și grafia să fie straiul limbii noastre, pentru că nu pot scrie Eminescu în slavonă. Perioada de la 40 până perioada stalinistă a fost pentru noi ca un genocid. S-a străduit și s-a încercat să se distrugă pe acest pământ tot ce este românesc. În 89, când a fost declarată limba română, limba de stat și grafia latină, era un proces normal și firesc pentru a parcurge un drum lung. În 91 a fost făcută declarația de independență care urma să fie firesc cu reunirea cu țara. Atunci, în 91, s-a spus și s-a constatat că, de fapt, noi suntem un stat românesc creat pe un stat românesc. Deci nu puteam noi să stăm ori în șir în vamă și să venim acasă sau să veniți dumneavoastră acasă. Noi vorbim aceeași limbă. Limba ne identifică ca națiune și ne dă originalitatea. Avem aceiași poeți, avem aceeași cultură, avem aceleași tradiții. Deci, ce poate fi mai frumos decât să-ți scrii istoria, cultura pe o ie și o cămașă tradițională, apoi să o porți. Să fii mândru de această istorie și de această cultură. De atunci, din 89 încoace, se tot încearcă să ni se dea o altă identitate decât cea care este adevărată. Deci numai nu adevărul istoric. Politicienii noștri, deci nu vreau să-i zic clasă politică, îmi permit să nu-i zic așa, deci este clar de ce nu se încearcă reunirea cu țara. Să vă zic despre deportările care au avut loc. Străbunicul din partea mamei a fost deportat de două ori. Prima dată în 41 arestat pentru că era membru a unui partid românesc, Partidul Liberal, și dus în Sibir, în Kazahstan, într-o închisoare de maximă siguranță cu regim alimentar redus. Împreună cu alți deținuți erau impuși să pască. După un an a fost declarat inapt de muncă, transferat în altă parte. În 43 a evadat. În 45 a ajuns acasă, ca în 49 să fie deportat din nou pentru că era considerat burghez și deținător de pământuri.
bunicii din partea tatălui au avut un pic mai mult noroc. Pentru că erau toți în câmp și cineva mai bun la suflet a venit în amiaza zilei și le s-a spus că diseară, noaptea asta vor deporta, voi nu trebuie să vă întoarceți acasă, pentru că sunteți în liste. Au plecat și în păduri. Acolo au fost 6 ani, au săpat bordei în pământ, unde au trăit cu toată familia. Nu au putut să vină în sat 6 ani. Am învățat învățam o istorie la școală și altă istorie îmi spunea bunicul. Când mi se spunea că, de fapt, sovieticii sunt eliberatori, el îmi zicea, o eliberare, pacea nu se aduce cu baioneta. Pacea este altceva. Nu ți se impune o cultură, o limbă pe care tu nu o ai și nu te identifică. Pe George l-am cunoscut când, în campania de la parlamentare, de strângerea semnăturilor. Deci, zic, de ce nu? Am strâns semnăturile, dar îl cunosc mai de mult, de la acțiunile noastre unioniste, care aveam cele mai frumoase marșuri și cele mai frumoase acțiuni. Este un patriot, își iubește neamul și țara necondiționat, cum rar întâlnești în zilele noastre. Am strâns semnăturile și am zis, bine, gata, mi-am făcut treaba, după care colegii, știind că nu fac nimic pe jumătate, mi-au zis, noi vrem să știm despre candidat, ți-am dat semnătura, dar nu știm, aproape am uitat de pe cine trebuie să votăm. Așa am înțeles de la George că drumul înainte fără abateri este o valoare care rar întâlnești în zilele noastre. Drumul care l-a ales este unul foarte greu, extrem de greu, pentru că într-o lume contemporană unde goana după profit este prioritate, este foarte greu să identifici valorile și să schimbi o mentalitate. Va avea nevoie de specialiști, de profesioniști, cei mai buni dintre cei mai buni, dar el a demonstrat că se poate. Este o forță și noi știm asta, mai ales la Chișinău, știm că Eghel George este o forță și împreună vom putea să construim o Românie mare cum trebuie să fie. Nu poate. Noi pe parcursul a 30 de ani am demonstrat că nu putem exista ca stat, că nu poate un stat rupt din sânul familiei lui să existe ca entitate aparte. Vreau să zic să fie într-un ceas bun și să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Mulțumim, doamne.